Nimănui în lumea aceasta nu-i place să piardă. Nimănui nu-i place înfrângerea. Și Domnul a venit în lumea aceasta nu numai ca să ne mântuiască, dar a venit ca să ne facă biruitori. Și mai mult decât biruitori. Tot anul trecut am vorbit despre biruință. Mai mult decât biruitori. Și acum subiectul de anul trecut cu subiectul de anul acesta se intersectează și înțelegem că biruința, că victoria este o promisiune, o făgăduință divină pe care ne putem baza. Noi știm că biruim. Noi știm că vom fi biruitori. Pentru că ne-a promis Domnul această biruință. Doi, pentru că El a câștigat această biruință, ea există, noi doar trebuie să intrăm în această viață de biruință. Și aici este secretul. Pasajul din această dimineață se rezumă la un verset, versetul 13 din 1 Corinteni 10, care spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Aici este vorba de a birui ispita, încercarea, tentația, lucrurile care se năpustesc asupra noastră în acest război al vieții. Pasajul acesta face parte, sau versetul acesta face parte dintr-un text așezat sub titlul Pilde din Vechiul Testament. Și ne vorbește despre viața de înfrângere a poporului Israel. Atunci când a călătorit prin pustie, după ce a fost eliberat din țara Egipt, în drumul către țara Canaan pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o, le-a promis-o. Și în pasajul acesta, Dumnezeu spune că a hotărât ca poporul lui să fie biruitor. Să treacă doar prin pustie, să ajungă în țara Canaan, să cucerească țara Canaan, să intre în stăpânirea țării Canaan, și să aibă parte numai de victorii și niciodată de înfrângere. Asta a fost dorința lui Dumnezeu, asta a fost hotărârea lui Dumnezeu pentru poporul ales. Odată ce i-a mântuit și i-a scos din țara Egiptului cu mână tare. Nu uitați, vorbim de resursele vieții de biruitor. Ce a făcut Dumnezeu cu poporul Israel? Pentru că era imposibil omenește pentru ei să-i bată pe egipteni, să-i înfrângă pe egipteni. Egiptul era un imperiu consacrat, cu forță militară, supremă în lumea cunoscută atunci. O civilizație care ajunsese la culme, la apogeu. Iar poporul Israel era un popor nomad, un popor care nu s-a așezat. De fapt, a fost o familie de nomazi care s-au așezat în Egipt prin Iosif. Și când s-au așezat, foarte repede, au fost înrobiți. Și sute de ani au fost sclavi. Cu o mentalitate de robi, de sclavi. Dacă vă uitați la experiența lui Moise în mijlocul poporului, când s-a dus să-i cerceteze pe frații săi, se vede mentalitatea lor de sclavi, de sclavi. Când ajung în pustie, au reușit să se lepede de robia egipteană, dar nu de mentalitatea de sclavi.
Și primul lucru pe care l-au făcut, când n-au mai fost sclavi, au făcut exact ce fac robii atunci când sunt eliberați. Devin rebeli. Devin răzvrătiți. Dom'le, ai stat sub papucul egipteanului, sub robia egipteanului. Te-a călcat în picioare sute de ani. N-ai putut să zici nici pâs. Te-a dat cu biciul pe tine. Sau mai rău, te-a omorât. Și ai stat cu capul plecat și cu gura închisă. Și după 400 de ani, te eliberează Dumnezeu și primul lucru pe care îl învață poporul lui Israel este cum să fie revoltat, cum să fie nemulțumit, cum să fie rebel, cum să se răzvrătească. Și din nefericire, aceeași mentalitate o au foarte mulți pocăiți. După ce sunt scoși de Dumnezeu de sub robia păcatului, ajung mântuiți în casa lui Dumnezeu, mântuiți în biserică și primul lucru pe care îl învață este să fie nemulțumiți și răzvrătiți. Să cârtească, să fie enervați, să fie supărați, să li se pară că nu li se dă ce trebuie, că nu li se dă destul. Exact mentalitate de robi, frați și surori. Voi nu mai sunteți robi, voi sunteți fii, sunteți copiii lui Dumnezeu. Nu vă cerem să ne fiți nouă recunoscători, că noi suntem exact aceiași robi, scoși din robie, eliberați și făcuți fii. Dar toți împreună să fim recunoscători lui Dumnezeu. Pentru că le-a dat resursele biruinței, le-a dat hrană în pustie și le-a dat modele, l-a dat pe Moise în mijlocul lor să-l urmeze. Le-a dat minuni, miracole. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în a doua epistola lui Petru. Și acum se referă la noi. La versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Frați și surori, când ne lipsește ceva din ceea ce Dumnezeu a intenționat să ne dea ca resurse spirituale pentru o viață de biruință, nu vă uitați la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat tot. Nu vă uitați la noi, pentru că noi nu vă dăm nimic. Uitați-vă la voi și întrebați-vă dacă ați intrat în viața de biruință și dacă ați primit ceea ce Dumnezeu v-a dăruit privitor la viață și evlavie. Dacă ați acceptat darurile și capacitățile pe care Dumnezeu vi le-a dat pentru viața de credință. Pentru că în virtutea acestor daruri, în virtutea acestor resurse, noi trăim o viață de biruință. Cântările noastre și predicile noastre nu sunt decât containere, vehicole, prin care încercăm să vă aducem cuvântul lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu, să vă motivăm. Dar lucrurile astea nu le dau oamenii. Slavă Domnului că nu le dau oamenii. Lucrurile astea le dă Domnul. Și când noi venim aici, venim să primim. Nu primim numai la biserică. La biserică ne motivăm, ne îmbărbătăm, suntem în părtășie frățească. Astea se dau în fiecare zi. Pentru cei care se duc și se pun sub robinetul lui Dumnezeu ca să toarne în ei aceste valori. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin disciplinele spirituale. Așa spune aici. Ia auziți, 1 Corinteni 10 cu 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții voștri, toți au fost sub nori. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Și auziți, după ei venea Hristos.
Și totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu, adică au fost înfrânți. N-au avut parte de această biruință, măcar că biruința a fost pregătită și biruința le-a fost garantată. Dar nu este necondiționat. Și acum ascultați. Pentru ca să fim biruitori, trebuie să beneficiem și să ne însușim resursele biruinței. Resursele biruinței. Vom avea stăruință. Ce primim noi la stăruință? Cea mai mare sursă de putere posibilă în viața de credință, care este puterea Duhului Sfânt, care va umple vasele noastre, va umple ființele noastre și ne va abilita să câștigăm biruința. De ce Domnul nu le-a dat voie să meargă în toată lumea, să propovăduiască Evanghelia la orice făptură? Pentru că tot El a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Veți fi înfrânți. Înfrânți în viața voastră spirituală, înfrânți în dorința de a evangheliza lumea. Pentru ca să fiți biruitori și mai mult decât biruitori, așteptați până veți primi o putere. Pentru că în lupta aceasta, cineva trebuie să fie în noi care este mai tare decât cel ce este în lume. Acesta este Duhul Sfânt. Iată, resursele biruinței. 2. Restricțiile unei vieți de biruință. Viața de biruință încorporează niște principii și principiile introduc în viața noastră niște restricții. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 7 din 1 Corinteni 10. Să nu fiți închinători la idoli. Asta este idolatrie. Cu privire la idolatrie, este așezată o restricție clară. Bine, în vremea respectivă era vorba de dumnezeii neamurilor din prejur. Să știți că și în ziua de astăzi lumea are dumnezei. Și dumnezeii lumii acesteia sunt într-un război de seducție. Să-i seducă pe credincioși într-o viață de idolatrie spirituală. Ce înseamnă de fapt un idol? Vreți definiția unui idol? Un idol este orice lucru sau persoană care se ridică mai presus de Dumnezeu. În lista priorităților tale, în timpul pe care îl consum, în energia pe care o consum, în dorințele și pasiunile tale, tot ceea ce te pasionează mai mult decât Dumnezeu este idolatrie. De fapt, care este forma cea mai ascuțită posibil a idolatriei? Anticrist, care se oferă ca o alternativă a lui Dumnezeu, se dă drept Dumnezeu. Este forma cea mai agresivă din istoria omenirii. Și ce spune Biblia? Că se va așeza în templu și se va da drept Dumnezeu. Tot ce se așează în mintea și în inima ta, mai presus decât Dumnezeu, mai presus decât poruncile lui Dumnezeu, mai presus decât adevărul lui Dumnezeu, mai presus decât Biblia lui Dumnezeu, că așa ai tu chef, că asta îți place ție, este idolatrie. Este idolatrie. Telefonul tău poate fi idolatrie. Televizorul tău poate fi idolatrie. Dulapul tău poate fi idolatrie. Mintea ta poate fi un templu al idolatriei. Și din nefericire, trupul tău poate fi un templu al idolatriei atunci când încetează să mai fie templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt.
forma cea mai impertinentă a idolatriei, și se leagă direct de lucrul acesta, este curvia. Să nu fiți închilători la idoli, ca unii din ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Curvia este un act al minții și un act al trupului. Domnul Iisus Hristos a spus, ați auzit că s-a scris în lege, să nu prea curvești, dar eu vă spun, dacă e cineva care doar gândește și poftește în inima lui, a și prea curvit. Curvia este foarte periculoasă. Arma împotriva curviei este, în primul rând, abstinența totală înainte de căsătorie. Și căsătoria, când cineva își dedică viața soțului sau soției și păstrează intimitatea în interiorul acestei fortărețe pregătită de Dumnezeu. Tot ce iese dintre zidurile acestei fortărețe numită familie instituită de Dumnezeu se numește infidelitate, se numește curvie și este una dintre restricțiile lui Dumnezeu împotriva înfrângerii, pentru că curvia duce la înfrângere. Cuvântul lui Dumnezeu merge până acolo și spune că dacă cineva își lasă nevasta afară de pricină de preacurvie, instigă la preacurvie. Pentru că nevasta lăsată de bărbat din pricină de curvie, dacă se căsătorește, preacurvește, cel care o ia preacurvește, în afara familiei întemeiate prin legământ, când a ieșit din cazemata aceasta a intimității legitime între un bărbat și o femeie, a intrat în spațiul curviei și preacurviei. Recăsătoria nu este pentru cei care își încearcă o soartă mai bună în afara primei căsătorii. Dacă cineva vrea să respecte scripturile și dacă cineva vrea să ducă o viață de biruință și nu de înfrângere, luptă pentru familia lui, luptă pentru familia ei până la capăt. În vocabularul unui copil al lui Dumnezeu, divorțul este o urăciune și este vecinul curviei și precurviei. Și este interzis de cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce simte cineva, nu mă interesează ce părere are cineva. Divorțul este interzis de cuvântul lui Dumnezeu. Ai ieșit prin divorț din spațiul legitim al căsătoriei, ai intrat sub blestemul vieții de curvie, înfrângerea vieții de curvie. Vă spun lucrul ăsta cu pasiune, pentru că vă vreau biruitori. Nu există un faliment mai mare în viață. Nici la oamenii din lume, decât infidelitatea, imoralitatea. Este cel mai urât, este cel mai detestabil, este cel mai scârbos act posibil în viața aceasta pe pământ. Când Biblia spune că dai mădularele tale, pentru care s-a jertfit Hristos pe cruce, ca să le facă unelte ale neprihănirii. Și tu le dai unui act prin care te dezonorezi pe tine, îți dezonorezi familia, dezonorezi biserica
și-l dezonoresc pe Dumnezeu. Iată de ce, atunci când stă de vorbă cu biserica, cu bisericile, de fapt mesajul bisericii din Ierusalim, trimis prin Pavel și Sila. Fapte 15 de la 28, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, idolatria, de dobitoace sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Acestea sunt restricții de care poporul Israel nu a ținut cont. Și și-au lăsat trupurile înșerate în pustie. Din cauza că n-au ținut cont de aceste restricții. Și în loc să fie biruitor, că Dumnezeu biruitor i-a vrut, au ajuns în frânții. Drumul unei persoane care nu își însușește resursele biruinței, care nu respectă restricțiile biruinței, e un drum spre pierzare veșnică, spre iad. Și sunt niște responsabilități ale biruinței, mă iertați dacă mai stau doar câteva foarte puține minute, că vreau să termin. Responsabilitățile biruinței țin în primul rând de Dumnezeu. Pentru că oricât de mult ne-am dat noi silințele și oricât de bune ar fi intențiile noastre, vom fi înfrânți fără Dumnezeu. Ascultați, în primul rând, biruința noastră ține de caracterul lui Dumnezeu care este credincios. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui, nu va lăsa un atac dincolo de puterile și de măsura noastră de putere. Dumnezeu controlează lucrurile, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dumnezeu măsoară forța ispitei, a tentației și a încercării, pentru ca niciodată să nu depășească puterea cu care te-a înzestrat și pe care trebuie să-ți o însușești, pentru că El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și mai mult, a pregătit o cale de ieșire din ispită, din necaz. Înainte să vină încercarea, ispita și necazul peste tine, există un culoar al biruinței pe care El l-a trasat pentru tine, un mijloc de ieșire din ea. Ispita nu este niciodată o prăpastie fără fund și fără cale de ieșire. Nu există așa ceva. Dumnezeu n-a îngăduit așa ceva. Povara necazurilor, durerilor noastre nu este niciodată așa de mare încât să ne strivească. Iată de ce noi nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Dar există și responsabilități ale credinciosului. Când suntem biruitori, întotdeauna trebuie să-L aplaudăm pe Dumnezeu. Când suntem înfrânți, întotdeauna trebuie să ne criticăm pe noi. De câte ori vom fi biruitori în viața de credință, e datorită Domnului. De câte ori vom fi înfrânți, e din cauza noastră. În primul rând, înfrânare. Să nu. Dar sunt acte de înfrânare. Înfrânarea este roada Duhului Sfânt. Înfrânarea poftelor. Vigilență, veghere, ia ascultați. Niciodată nu trebuie să dăm dovadă de aroganță. Sunt mulți oameni care și-au rupt gâtul pentru că au devenit aroganți și impertinenți în viața de credință. Spune aici așa,
Versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei, cu alte cuvinte să ne înfrânăm. Apoi versetul 11 spune, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul vremurilor. Dar mai mult, să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerfă, asta înseamnă a-L provoca pe Dumnezeu, cu tot felul de întrebări nebune, cu tot felul de atitudini impertinente, ce să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei. Și mai mult decât atât, versetul 12, astfel dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Fiind vigilenți. Frați și surori, una dintre marile probleme pe care le avem în viața de credință nu este înainte de a câștiga biruința, este după ce am câștigat biruința. Unele dintre cele mai mari înfrângeri și spirituale au venit după o mare biruință. Când a fost înfrânt poporul în frunte cu Iosua la Ai, după biruința de la Ierihon? Când a căzut David pradă păcatului? După ce a avut liniște, pace și și-a consolidat împărăție. Când i s-au împuținat dușmanii. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, aveți foarte mare grijă, nu vă bazați pe puterile voastre, lăudați-L pe Dumnezeu pentru toate biruințele, criticați-vă pe voi și corectați-vă în toate înfrângerile, dar vegheați, fiți atenți, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, răgnește ca un leu și dă târcoale, caută să înghită dacă este cu putință chiar pe cei aleși. Frați și surori, atâta vreme cât rămânem în ascultare de Dumnezeu, atâta vreme cât suntem conectați la sursele binecuvântării sale, sursele Lui de putere, atâta vreme cât ascultăm de Dumnezeu și respectăm restricțiile, granițele pe care le-a așezat în jurul nostru, câtă vreme suntem 100% dependenți, dar și ascultători de Dumnezeu, veghetori și ne împotrivim ispitei și celui rău, vom fi biruitori. Nu există nicio forță exterioară dincolo de puterea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă un popor de biruitori. Frați și surori, am pornit biruitori către biruință. Știți că spune în cartea Apocalipsei că a fost biruitor și a pornit să biruiască. Suntem deja biruitori și trebuie să umblăm în biruințele pe care Domnul ni le-a pregătit. Ne rugăm.